În cursul zilei de joi, polițiștii de la Copălău l-au identificat pe tânărul de 20 de ani, principalul suspect pentru comiterea unei infracțiuni de furt. Băiatul ar fi pătruns în iarna anului trecut în locuința unui vecin și ar fi sustras de la un bărbat, care se afla în stare avansată de ebrietate, un portofel și un smartphone. Ulterior s-a făcut nevăzut în speranța că nimeni nu l-a observat. După mai bine de jumătate de an de anchetă, polițiștii i-au făcut o surpriză neplăcută. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că tânărul de 20 de ani a sustras de la persoana vătămată în cursul lunii decembrie anului 2017 un telefon mobil și un portmoneu, cauzându-i acestea un prejudiciu de 1900 de lei. În cauza a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat în vederea luării măsurilor legale. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1900 de lei.